Bun venit la Starea Sănătății, Dragoș potraru aici și vă mulțumim! Da, am făcut-o, oameni buni! Am reușit! Am strâns 100 de mii de abonați pe acest canal. Am zis că o vom face până la finele anului, am făcut-o cu 3 săptămâni mai târziu, ceea ce e o performanță fantastică pentru un canal nou, chiar dacă un canal al unui proiect pe care ne încăpățânăm să-l facem de ani buni, absolut gratuit, cu toată pasiunea de care suntem în stare. Am ajuns și la o mie de abonați plătitori. Mai dă frate niște confeti, așa că avem bani acum. Sper să se adune cât mai mulți. După calculele noastre, am avea nevoie de vreo 5.000 de abonați plătitori pentru a putea acoperi măcar cheltuielile, din ce în ce mai mari, de când avem deja trei producții curit săptămânal de difuzare și lucrăm la altele. Dar, pentru că așa am promis, mie asta de abonați plătitori deblochează live-urile cu abonații, care vor avea loc săptămânal, începând din luna februarie. Ok, să vedem ce am pregătit pentru azi. Chiar așa ce am pregătit, că și eu sunt curios, auzi? oh, am uitat de ceai, am uitat de ceai. Uh, Mi-a făcut marote ceai și am uitat de el. Scuze un pic. Cine are nevoie la baie să meargă cu? Ok. Uh, nu uitați că această emisiune este prezentată de Ceaiul Nației, din un moment publicitar. Îl găsiți în magazinul nostru, starenației.ro, magazin. Mm. Bun, încă sunt un pic răcit și face minuni. Ok. Încep prin a vă mulțumi pentru toate comentariile pe care le lăsați la aceste episoade. Am tot zis, reprezintă o motivație excelentă pentru noi, dar și pentru toți cei care le citesc și înțeleg că schimbarea vine cu pași mărunți. Anul 2023 a fost declarat cel mai călduros an de când se fac măsurători pe această planetă. Nu, 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 vă rog, nu închideți! Nu o să vorbim despre criza climatică. Nu, promit! Nu, nu, că nimeni nu vrea să audă despre așa ceva. Până când Pământul se va scutura de oameni, atunci va fi prea târziu, chiar dacă vom vrea să facem ceva. Nu. În această ediție vom vorbi despre ce se întâmplă în organismul nostru, într-o lume în care ecosistemele, cele din exteriorul, dar și cele din interiorul corpului uman, sunt distruse într-un ritm fără precedent. Și dacă nu v-am convins că trebuie să urmăriți acest episod, pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la sănătatea voastră, gândiți-vă la asta. Dacă prin acțiunile noastre am reușit să afectăm oceanele și calotele polare, adică ceva atât de mare și de îndepărtat de noi, ce credeți că am reușit să facem în interiorul nostru cu stilurile de viață pe care le avem? Din cauza stilului de viață, organismele noastre sunt afectate, inflamate și, desigur, suferă. Autorii Rupa Maria și Raj Patel argumentează impecabil în cartea Inflamed că inflamația din arterele noastre și inflamația planetei sunt strâns conectate. Starea organismului nostru, spun ei, este o reacție la factori sociali și de mediu. Violența, discriminarea, precaritatea economică, da, sărăcia, poluarea, alimentele ultraprocesate, toate astea ne inflamează și ne îmbolnăvesc organismul. Studiul ecologiei, spun ei, ar trebui să devină indispensabil studiului medicinei. La care toți medicii care știu să trateze doar efecte, nu cauze, zic, ce să-ți povestesc, au și la ăștia. Lisa Mosconi scrie în cartea Hrană pentru creier că cele mai multe substanțe cărora li se permite să treacă de bariera sânge-creier fără impedimente sunt fragmente din aerul pe care îl respirăm, din pământul pe care mergem și din hrana care crește din acest pământ. Cu alte cuvinte, mici bucăți din planeta pe care trăim Devin în mod recurent parte din creierul nostru cu fiecare inspirație și cu fiecare masă pe care le luăm. Doar că n-am fost prea blânzi cu aceste bucățele de planetă. De asta, sănătatea nu poate fi privită decât holistic. Dacă ecosistemele din jurul nostru nu sunt bine, nici noi nu avem cum să fim bine. Și nu pricepem asta pentru că nu suntem educați de mici în acest fel. De aia am mari speranțe de la cei mai tineri dintre noi, de la copiii care astăzi sunt la grădiniță. Sper să crească altfel decât am crescut noi cum tot spun aici, într-un cor de înjurături, nici medicina nu e încă acolo. Medicina continuă să trateze simptome exterioare, efecte, nu cauze. Și atenție, nu e nici vina medicilor. Mulți dintre ei încearcă acum, au înțeles și se școlesc în sensul ăsta. Sunt ei foarte interesați și abordează lucrurile altfel. Deci, iată, ajungem din nou la educație. Medicii nu sunt învățați să vadă cauzele care se află mai departe de organismul pacientului. Iar când cauzele astea au legătură cu mediul sau cu societatea, ce să facă medicii? Sunt complet depășiți, nu? Foamea, de pildă. Nu e o boală la care un medic să aibă competențe să se uite și pe care să o trateze, nu? Cauzele ei sunt economice și politice. Ce să facă un medic? Dar foamea produce consecințe cât se poate de reale în organismul și în sănătatea unui pacient, nu? Medicii sunt pregătiți să se uite la un om doar ca la o insulă. Dar fiecare om este o sumă de relații. de când discut cu părinții unor copii sportivi, îmi dau seama imediat cât de greu îi va fi acelui copil, chiar dacă el vrea, să poată să mănânce sănătos, să primească nutrienții de care are nevoie în forma potrivită, cantitatea optimă, și la orele potrivite pentru maximizarea performanței sportive. În ultimele decenii, am început să avem niște relații abuzive. Și unii cu alții, dar și cu solul, cu râurile, cu animalele și plantele, chiar și cu microbii. E fiecare dintre aceste relații merită câte un episod separat în care să povestim. Despre cum anume ne este afectată sănătatea. Dar o să mă opresc astăzi la microbi. Pentru că dacă dezastrul în care ne aflăm, când vine vorba de relația noastră cu animalele, cu solul, cu apele, e cât de cât vizibil, atunci când vine vorba despre legătura noastră cu microbii, suntem complet orbi. Nu acționăm noi la ce se vede. Cum am putea convinge vreun om să acționeze în legătură cu ceva ce nu vede? Și la fel o tot spun. Ar fi mult mai puțini proști printre noi dacă am avea cutia craniană transparentă. Dar pentru că acolo e beznă și nu poți spune când treci pe lângă cineva pe stradă Ia uite-l pe ăla de prostie. Mulți nu se îngrijesc de sănătatea și de bunăstarea creierului. Ba, fac totul pentru a deveni mai proști. Adică beau alcool, fumează. Se vorbește prea puțin spre deloc la noi despre legătura atât de strânsă, confirmată de studii serioase, între sănătatea noastră și starea microbilor care trăiesc în noi. Problema e că, dacă înțelegi cum funcționează lucrurile, începi. Să încerci măcar să-ți schimbi obiceiurile proaste. Din păcate, în lumea asta prost făcută, un astfel de comportament nu mai produce profit nici pentru industriile care ne îmbolnăvesc, în special industria alimentară, și nici pentru alea care vin apoi să ne trateze simptomele. Știți la ce mă refer și aici? Industria farma, industria suplimentelor alimentare industrie care a întrecut orice fel de măsură, ba chiar și industria de wellness, care ne face să ne simțim vinovați că nu arătăm într-un anumit fel și ne îndeamnă să băgăm foarte mulți bani ca să ajungem acolo unde practic nu avem nicio șansă să ajungem. Dar ăsta e la fel un subiect pentru o altă ediție. Există tot mai multe studii și cărți bune scrise în ultimii ani în care se vorbește despre faptul că microbiomul determină într-o măsură uriașă dacă ești sănătos sau bolnav, dacă ai o greutate potrivită sau ai obezitate, dacă ești vesel sau trist. Starea noastră de bine depinde în mare măsură de microbii noștri și de cum ne purtăm cu ei. Însă trăim încă în paradigma asta în care ne gândim la microbi și la germeni ca la niște lucruri care trebuie eradicate. Dar acei microbi care trăiesc în noi, microbii care ne alcătuiesc microbiomul, ne protejează sănătatea, ne modelează mintea, ne construiesc pur și simplu corpul. În cartea Cuprind Mulțimi, Ed Yong spune că Masacrăm microbi de prea multă vreme și am creat o lume ostilă pentru cei de care avem nevoie. Și vă recomand de la același autor, Ed Young, și cartea O lume imensă. Ambele sunt traduse la editura publică. Trăim constant în simbioză cu microbii noștri. Îi luăm după noi când călătorim. Când mâncăm noi, mănâncă și ei. De-aia profesorul Robert Lastig spune Feed the gut, protect the liver. Iar când murim, ne consumă rămășițele, microbii ăștia. Așadar, fiecare dintre noi este un colectiv de specii. Toate noțiunile folosite de ecologiști pentru a descrie ecosistemele observate prin satelit se aplică, zice Jung, și ecosistemelor din corpurile noastre observabile la microscop. Putem, de pildă, să comparăm intestinele unei persoane care suferă de inflamarea colonului cu un recif de corali pardon, muribund sau cu un ogor lăsat în paragină. Toate reprezintă, de fapt, ecosisteme deteriorate, în care echilibrul organismelor componente a fost perturbat. E? e e că se schimbă percepția asupra lucrurilor aflând aceste informații despre ceva ce să recunoaștem, nu prea ne-a ocupat vreodată mintea, nu? Un recif de corali ai cărui microbi sunt deranjați de poluare seamănă foarte bine cu dezastrul produs în intestinele noastre atunci când mâncăm pe termen lung alimente ultraprocesate sau, sau când luăm antibiotice. Atenție! Există mai multe tipuri de microorganisme care locuiesc înăuntrul nostru. Bacterii, fungi, paraziți, virusuri și arhee. Arheele, de pildă, sunt niște organisme incredibil de vechi care există pe planeta noastră dinaintea apariției oxigenului și trăiesc în cele mai extreme condiții. La adâncim de kilometri în oceane, în, în rifturi, în izvoare termale, în gheața din Antarctica, în interiorul vulcanilor. Dar trăiesc și în colonul uman. E o dovadă fascinantă că. Nu putem continua să credem că omul domină natura, ci trebuie să recunoaștem că suntem parte din natură. Abia începem să aflăm mai multe despre aceste arhee, de altfel, studiul microbiomului e și el într-un stadiu incipient. Dar este esențial să începem să acordăm mai multă atenție microorganismelor cu care trăim în fiecare zi, având în vedere că numărul de microbi din colon, de pildă, depășește numărul de celule umane din organism. Cu alte cuvinte, suntem 10% om și 90% bacterii, așa cum scrie Dr. B. în cartea Alimentația bogată în fibre. O carte pe care o recomand, Alături de The Good Gut, scrisă de soții Sonnenburg, Erica și Justin. Fiecare om posedă un microbiom propriu. Microbiomul ăsta e format din genele pe care le moștenim, apoi din locurile în care trăim, cele pe care le vizităm, medicamentele pe care le luăm, hrana pe care o consumăm și așa mai departe. Cea mai mare influență directă pe care o putem avea asupra microbiomului nostru este prin alimentație. De departe. De aia contează atât de mult ceea ce mâncăm. În felul ăsta suntem ce mâncăm, așa cum suntem ceea ce bem. Alcătuirea microbiomului este determinată în mare parte de alimentele pe care le băgăm în noi în fiecare zi fără să fim conștienți că mâncarea aia trebuie să fie mai întâi altceva decât miros, gust și textură. Că de -aia sunt atât de nocive emisiunile concurs de gătit. Pentru că niciun șef de asta nu vorbește despre câtă sănătate sau despre cât cancer se află într-un dish. Totul acolo e despre miros, aspect și gust. N-ai nevoie de hrană pentru a obține toate astea într-o farfurie. Dietele noastre s-au schimbat profund în ultimii ani. Microbiomul a suferit schimbări majore. Există medici care vorbesc despre o catastrofă microbiană, așa cum vorbesc ecologiștii despre catastrofe de mediu. Acum 100 de ani, alimentele ultraprocesate pur și simplu nu făceau parte din dieta noastră zilnică. E o așteptare complet nerealistă să tot introduci substanțe chimice în organism și să crezi că microbii dezvoltați în milioane de ani se vor adapta, uite așa, și vor procesa acele substanțe fără niciun fel de consecințe negative. Și facem același lucru cu solul, cu apele, cu aerul. Și apoi ne întrebăm, hmm, de, ce, de ce oare avem probleme de sănătate? Aproape că e șocant că nu murim pe loc atunci când mâncăm nenorocirile din supermarket. Dar e o dovadă uluitoare că microbiomul uman este incredibil de adaptabil. Bine, într-o lume în care poluarea și contaminarea sunt pretutindeni, adaptabilitatea nu mai e un lucru atât de bun, nu? În prezent, aproape orice ingredient natural poate fi înlocuit cu o alternativă modificată mult, mult mai ieftină. Mare parte din alimentele ultra, ultraprocesate au la bază cereale cultivate în cantități mari care sunt, atenție, dezasamblate pur și simplu până la cele mai de bază molecule ale lor și sunt apoi reasamblate cu tot felul de aditivi. Se toarnă peste ele o mulțime de nebunii care să le dea textură, se adaugă niște coloranți, niște arome, iar creierul e păcălit astfel crezând că se află în fața unui aliment. Nu, nu aia nu e hrană. E ceva făcut în laborator astfel încât să pară hrană. Toate aceste substanțe au intrat treptat în alimentația noastră, începând cu finalul secolului al XIX-lea, dar au prins un avânt uriaș în ultimii 70 de ani, până în punctul în care ele constituie parte semnificativă din dietele noastre. E foarte ușor să te înconjori cu alimente ultraprocesate. Sunt peste tot, sunt accesibile, ieftine, au un marketing foarte agresiv, sunt ușor de consumat și vin cu promisiunea unui gust mm, delicios, care, în multe cazuri, creează dependență. Cum se întâmplă cu zahărul. Am tot povestit despre toate astea plecând de la, car de la cartea Ultra Processed People, scrisă de Chris Van Tuleken. Găsiți episoadele aici, pe canalul nostru de YouTube, Starea Sănătății. Traducerea acestei cărți e în lucru, urmează să apară la editura Buxon. Ei bine, de când a apărut această carte, care a făcut foarte multe valuri pe afară, la noi cred că doar la Starea Sănătății s-a discutat, am tot văzut uh, articole scrise la rândul lor de medici sau profesori universitari care susțin că Van Tuleken ar exagera și că acele studii care arată cât de nocive sunt alimentele ultraprocesate pentru sănătate ar exclude, de fapt, alte variabile care ar putea influența rezultatul. O variabilă exclusă, zic acești critici, ar fi faptul că acei oameni care consumă cu precădere ultraprocesate sunt oameni cu posibilități materiale reduse. Și că nu știm dacă nu cumva sărăcia le afectează starea de bine într-o măsură mai mare decât ultraprocesatele. Nu știm dacă nu cumva stresul supraviețuirii de la o zi la alta nu le-a cauzat obezitatea sau cancerul. Argumentul lor final e că Van Tuleken nu face decât să sporească panica în rândul oamenilor care oricum nu mai știu ce mai e ok să mănânce pe această planetă. Și am adus treaba asta în discuție pentru că trebuie să aveți toate informațiile. Și sigur, sunteți liberi să-i credeți pe acești critici. Eu unul, în punctul în care mă aflu cu informațiile și cu educația pe acest subiect, nu sunt de acord cu această abordare. Pare mai degrabă o abordare susținută de anumite industrii. Și nu cred că e vorba despre panică. Cred că e vorba de ascuțirea simțului critic. Adică s-a demonstrat că există numeroși aditive alimentari care ne pot afecta microbiomul și sănătatea. Dr. B vorbește în cartea Alimentația bogată în fibre despre doi agenți emulsificatori, atenție, carboximetilceluloză și polisorbatul 80, care reduc diversitatea microbiană, provoacă inflamație și cresc riscul de obezitate și colită la șoareci. Faptul că n-am testat asta și pe oameni, E și o chestiune care ține de etică și n-ar trebui să echivaleze cu concluzia că acești emulsificatori sunt siguri pentru sănătatea umană, nu? Adevărul e, atenție, că nu prea știm cum stau lucrurile. Bâșbâim, abia am început să ne ocupăm noi oamenii de acest subiect. Habar n-avem cum stau lucrurile pe termen lung când vine vorba de consumul acestor aditivi. Și atunci? Nu, serios, cum e mai bine? Să ne ferim de toate astea așa cum ne îndeamnă Vantulechen? Sau să le consumăm doar pentru că nu e, domne, 100% confirmat cu studii că ne fac rău? pentru că nu e ca și cum chiar n-am avea de ales. Ok, unii n-au de ales. Și da, e plin de ultraprocesate, dar există și alimente bune pe care le putem consuma. Despre asta e vorba până la urmă, nu? Despre alegeri informate. Lucrurile până la urmă sunt simple. Toți aditivi ăștia, toate substanțele pe care le introducem astăzi în alimente, pur și simplu nu existau în urmă cu câteva decenii. Am luat niște alimente sănătoase, am început să le procesăm, să le modificăm starea naturală ca să țină cât mai mult la raft, ca să fie mai ieftin de produs în cantități foarte mari. La naiba, asta e logica acestui sistem economic în care trăim. Totul trebuie să fie produs cât mai ieftin și în cantitate cât mai mare. Și eventual vândut cât mai scump. Pur și simplu asta e structura oricărei activități economice. De ce? Pentru că acestea sunt regulile în care operăm. Scopul oricărei afaceri este creșterea profitului, nu? Cum crești profitul? Producând foarte ieftin și foarte mult și vânzând scump. Nu e nimic complicat. Așa crește economia, așa se laudă politicienii că au crescut PIB-ul! Și așa e toată lumea fericită. Din păcate, asta ne-a adus cu lumea unde ne aflăm azi. Și, nu știu, dar nu pare că o să fim mai bine în perioada următoare, dacă ne uităm în jur. Din contră, aș zice. Scopul tuturor activităților economice E greșit în acest moment. Am construit lumea prost. Scopul nu e reprezentat, cum ar trebui să se întâmple, de sănătate sau de bunăstare oamenilor. Profitul, sfântul profit, este scopul. Așa că avem ceea ce regulile jocului ne cer să avem. Până când regulile nu se schimbă. Vom avea aici, colo, insule de normalitate în care cât un producător își permite să sfideze structura asta și să facă, el sau ea, lucrurile bune pentru consumatori, pentru angajați, pentru sănătate, pentru planetă. Dar toate mecanismele din jur vor fi împotriva acelui producător. Așa că va fi o minune dacă va reuși să reziste pe piață prea mult timp. Apropo, dacă știți despre astfel de oameni, dați-ne de veste. Le vom pune la dispoziție gratuit spațiu de reclamă la această emisiune. E foarte posibil ca unii dintre acești aditivi din mâncarea ultraprocesată să fie ok pentru om, să nu fie nocivi. Dar nu știm. Și probabil nici nu vom ști prea curând. Așa că există un singur mod să ne protejăm, renunțând la ele și înlocuindu-le pe cât posibil cu hrană adevărată. Având astfel grijă de microbii care ne populează intestinele. Iar cel mai sigur predictor al unui microbiom intestinal sănătos este diversitatea plantelor din alimentație. Fiecărui tip de plantă îi corespunde o comunitate de microbi intestinal diferiți. De aici recomandarea de a consuma plante cât mai diverse, pentru că diversitatea microbiomului nostru e direct proporțională cu diversitatea plantelor pe care le consumăm. Cele mai noi recomandări în materie de nutriție sugerează să includem în dietă 30 de plante diferite pe parcursul unei săptămâni. Sună complicat, nu? Dar unii specialiști spun că intră aici o cafea de calitate sau o ciocolată cu conținut mare de cacao, 90% sau chiar 100%. Pătrunjelul de pildă intră și el la numărătoare. Ceapa, usturoiul, murăturile noastre tradiționale. Atenție, nucile, semințele merg și ele aici, foarte bune. Ei bine, dacă încep să aduni, chiar nu e greu să ajungi la 30. Eu am calculat în unele zile Ajung la 30. Într-o singură zi. Da. Și vă mai ajut aici cu niște exemple. Am mai povestit despre superalimentele recomandate de Dr. B. în cartea Alimentația bogată în fibre. Știu și eu sunt de acord, domne, nu există așa ceva, superalimente. Dar sunt alimente care ne fac bine și pe care ar trebui să le consumăm. Le reiau pentru cei care au venit mai târziu la această petrecere. Fructe. Atenție, întregi, în starea lor naturală, nu făcute suc. Un fruct făcut suc devine desert. Apoi, cereale. Există cereale integrale în supermarket. Citiți etichetele. Atenție, eticheta cu ingrediente. Nu cea din față. Da? Nu toată reclama de pe fața ambalajului. Eticheta de pe spate. Apoi, legume verzi, spanac, rucola, valeriană, salatele, toate sunt senzaționale. Semințe cu omega-3, semințele de in, semințele de chia, cele de cânepă, toate fac parte din mic dejunul meu. Legume aromatice, ceapă, usturoi, leguminoase, boabele de toate felurile. Boabele sunt subestimate. Mazăre, linte, fasole, toate sunt esențiale pentru sănătate. Legume crucifere, brocoli, conopidă, varză. Și, bineînțeles, vedetele din orice discuție despre microbiom, alimentele fermentate. Le puteți spune ca garnitură la aproape orice mâncare. Dr. B spune că ceea ce se întâmplă înăuntrul unui vas cu varză murată care fermentează este un microcosmos a ceea ce se întâmplă în intestinele noastre. Milioane de microbi invizibili care lucrează în armonie. Fermentarea este una dintre puținele situații în care procesarea face ca alimentele să devină chiar mai sănătoase la fel cum se întâmplă cu fructele și legumele atunci când ele sunt congelate imediat după ce au fost culese. Alimentele fermentate au culturi vii active care conțin milioane de microorganisme la fiecare gram. În comparație cu alimentația noastră modernă, excesiv de sterilizată, alimentele fermentate ne sporesc numărul de microbi buni din intestine. Hrăniți-vă deci cu hrană vie și evitați substanțele care vă ucid microbii buni. De pildă, alcoolul. Trăscăutat. Alcoolul distruge microbii intestinali. Consumul de alcool mărește permeabilitatea intestinală și eliberarea endotoxinelor bacteriene. Și atenție, nu e nevoie să fii alcoolic ca să simți consecințe negative. O singură petrecere la care ai băut prea mult îți afectează intestinele. Până la urmă știm foarte bine că alcoolul ucide bacteriile. Ne dăm pe mâini cu dezinfectant. Îl căutăm pe cel cu 70% alcool ca să fie foarte eficient. Ce credeți că face alcoolul odată ajuns în intestine? De ce medicul dă cu alcool înainte să facă o injecție sau să bage o branulă? Și nu doar ce mâncăm e important, ci și când mâncăm. Avem pe canal un episod întreg despre alimentația cu restricție temporală. Microbii noștri au și ei un rit circadian și se dezvoltă foarte bine atunci când luăm mesele la timp. Și mai ales atunci când permitem sistemului gastrointestinal să se odihnească măcar 12 ore. Nu e vorba de post aici sau de vreo dietă, nu. E vorba de un stil de viață pe care îl aplici în fiecare zi. Un stil de viață în care știi că seara, după o anumită oră, nu mai iei nicio gustare, nu mai bei nimic în afară de apă. Dar nimic înseamnă nimic. Există foarte mulți oameni care nu înțeleg asta și au senzația că bă, acolo o măslină, un colț de pâine, un biscuițel, o, o lingură de iaur, nu intră în calcul, nu, dragii mei. Orice în afară de apă va întrerupe acea pauză de care organismul are atâta nevoie. Există discuții legate de cafeaua de dimineață, dacă beți cafeaua neagră, fără zahăr, fără frișcă, lapte, îndulcitor și alte nebunii, cei mai mulți specialiști argumentează că e în regulă. Nu întrerupeți pauza cu cafea neagră. E, pe cât posibil să fie cafea adevărată, bună, proaspăt prăjită, nu zeamă de cenușă. Da? A, și la fel se întâmplă și cu ceaiul. E, și ăsta, tot neîndulcit, desigur, ca să aibă efecte bune somnul e și el important pentru microbiom. Somnul înseamnă odihnă și pentru intestine. De-aia e important să le oferim un spațiu de câteva ore între ultima masă a zilei și ora de culcare. Și ajungem din nou la această idee. Avem nevoie de oameni în jurul nostru pentru un microbiom sănătos. Da. Cum zice același Dr. B, viața și microbii sunt meniți să fie împărtășiți cu alții. Sigur că asta nu mai sună la fel de bine în timpul unei epidemii sau în timpul unei pandemii, Da, ați prins ideea. În condiții normale, mediul nostru și oamenii cu care ne înconjurăm permit un schimb microbian care ne ține în viață și ne ajută să ne simțim bine. Ba chiar Există foarte mulți specialiști care recomandă traiul cu animale, pisici, câini, pentru un microbiom sănătos. Jonathan Hyde spune că fericirea nu vine din interior, ci din relația dintre tine și cei din jur, relația dintre tine și munca ta și așa mai departe. Tot așa, sănătatea are legătură cu relațiile noastre armonioase, relațiile cu alți oameni. Cu natura, cu animalele, cu microbii din jurul și din interiorul nostru. Sănătatea, deci, este despre reciprocitate și grijă. Doar că societatea, designul ei, educația primită, toate astea ne fac să nu ne pese, să nu avem deloc grijă. Distrugem solul, apele, ecosisteme întregi într-un ritm fără precedent. Toate astea nu ca să ne hrănim mai mult sau mai bine, nu, ci ca să hrănim dorința de profit a celor foarte, foarte puțini. Le dăm voie să trăiască doar acelor specii care pot fi consumate de om. Pe celelalte le distrugem. Milioane de tone de pesticide ajung anual în soluri. Toate aceste pesticide și toți fertilizatorii chimici au consecințe asupra sănătății oamenilor și asupra ecosistemelor cu totul. Există o legătură critică între microbiomul uman și microbiomul solului. Nu poți să ai grijă de sănătatea ta în timp ce distrugi sănătatea planetei. Există o interdependență uriașă între noi. Un microbiom sănătos este o reflexie vie a unor oameni care există într-o relație sănătoasă cu rețeaua de viață care îi susține. Am găsit definiția asta în aceeași carte despre care vă ziceam la început, Inflamed, și mi se pare foarte bună. Foarte rar ne gândim la lucruri în acest fel. Foarte rar ne gândim că există o rețea de viață care ne susține și că, în absența reciprocității. Această rețea e distrusă. Plante, animale, microbi, sol, aer, suntem în permanent contact cu toate. Ideea e că ele au existat aici și fără noi. Adică, noi oamenii, fără toată această rețea care ne susține, nu prea avem șanse. Toate măsurile individuale pentru sănătate despre care povestim aici, trebuie să vină pe fondul înțelegerii acestui lucru. Altfel, vom continua să ne întrebăm de ce nu ne e bine, chiar și atunci când facem tot ce ține de noi, ca să ne fie. Studiul microbiomului avansează tot mai mult în ultimele decenii, pe măsură ce ne dăm seama că microbii contează enorm pentru sănătatea noastră. Există multe afecțiuni care sunt însoțite de schimbări în microbiom. Obezitate, as, diabet, cancer la colon. Microbii sunt o parte fundamentală a vieții pe pământ. Structurile lipsite de viață, clădirile în care cei mai mulți dintre noi ne petrecem aproape tot timpul, pe care le mai și curățăm frenetic cu substanțe chimice, nu contribuie deloc la diversitatea noastră microbiană. Adulții care fac mișcare în aer liber, în natură, au un microbiom mai divers. Grădinăritul îmbunătățește starea de spirit, scade stresul. Și dacă vi se pare că nu puteți să faceți nimic când vine vorba despre asta, eu aș spune că, ba da, puteți. Trebuie să vă strângeți cu vecinii voștri și să cereți administrațiilor locale să construiască parcuri, nu parcări. Să facă grădini publice, nu fast fooduri, ci moluri. Avem nevoie și în interiorul orașelor de locuri în care să putem merge desculți pe iarbă. Să întindem o pătură și să citim. Este esențial să facem schimb de microbi cu natura. Altfel vom fi niște oameni bolnavi. Așa că, măcar acum, în acest an cu atâtea rânduri de alegeri, cereți-le politicienilor să facă schimbări bune în localitățile voastre, înainte să le dați votul. Că după ai cu și nu mai auzi de ei. Ok, asta a fost, dragii mei. Sper să vă ajute ceea ce povestim aici. Dați-le mai departe și altora dacă credeți că i-ar putea ajuta, dați-ne sugestii despre ce ați vrea să vorbim aici și vă mulțumim pentru că apăsați butonul ăla de like. Sper că toată lumea care se uită acum a apăsat deja butonul subscribe. Noua țintă, 200.000 de abonați din ce în ce mai sănătoși. Nu uitați că ne ajutați de fiecare dată când plasați o comandă în magazinul nostru pe stranația.ru.Ș. magazin. Și Zilele astea va fi accesibilă pe site-ul nostru, va fi accesibil formularul prin care puteți să direcționați 3,5% din impozit către redacția Starea Sănătății. Să vă fie bine! Și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.